consilieri, bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să-mi permiteți să vă prezint programul de desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare ale Consiliului Local Scorceni din data 28.02.2023. Așa cum ați luat la cunoștință din invitație de transmisie a dispoziție 24 din 29.02.2023, din consultarea Conții de Prezență suntem statutari. Nu a răspuns și nu va mai răspunde de acum încă doamna consilier Cobuz Lidia Elena, fiind în stare de incompatibilitate. Astfel, fiind întrunit cu vouă român, prevăzut articolul 139, respectiv 137 cu 3 litera din ordinul 57/2019, codul administrativ, vreau să permite să vă prezint ordinea de zi. La articolul numărul 1 avem referat constatator privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local doamnei Cobuz Lidia Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local Comunei Scorceni de Zbacov, precum și declararea locului vacant, prin adresa instituției prefect cu județul, județul Bacău, numărul 28/14/2023 și înregistrată la Comuna Scorceni, numărul 750/5/2023, fiind necomunicat ordinul 78 din 13/2023. La articolul 2 aveam aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 31/1/2023. La articolul 3 avem proiect de hotărâre prin aprobarea de contări cheltuielile de transport ale personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorceni pe 1 ianuarie 2023, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul numărul 4 avem proiect de hotărâre privind scutirea domnului Avram Ion și a doamnei Avram Ionuța din satul Scorceni, comuna Scorceni din Bacău, de la plata contravalorii consumată de 10 metri cub pe lună pentru o perioadă de 10 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Branșarea la nou sistem de apă se va face gratuit. La articolul numărul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării poziției 86 din domeniul public OAT comuna Scorceni, de la suprafața de 1830 metri pătrați la suprafața de 1789 metri pătrați, clădire școală Florești pe, și teren aferent în vederea întabulării. La articolul numărul 6 avem proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea organigramei Serviciului Voluntar de Urgență Scorceni, conform ordinului 75 din 27/6/2019, precum și necesitatea de încheiere de noi contracte și acordarea unor drepturi de cei care beneficiază voluntarul din Serviciul de Urgență Voluntar conform articolul 7 din hotărârea de Guvern 1379 din 2005, actualizat și a prevederilor legii 195/2001. La articolul 7 avem întrebări, interpelări ale primarului și consilierilor locali. Și peste ordine de zi. Deci, domnilor consilieri, mai este un proiect care va fi introdus peste ordinea de zi. Aici pot să vă anunț că primarul Comunei Scorceni, domnul Anton Gheorghiță Cătălin, în temelul articolului 135 alineatul 8, din nou eu 57/2019, privind codul administrativ modificat cu prevederi ulterioare, având în vedere cererea domnului Cipcă Ionuț, consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunii Scorceni, registrată la Primăria Comunei Scorceni, sub numărul 838 din 20/2/2023, prin care solicită introducerea pe ordinea de zi al ședinței ordinare din luna februarie a unui proiect de hotărâre privind dezbatere și eventual modificarea anexei 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 80 din 22/12/2022 privind stabilirea impozitului și taxelor locale și alte taxe asimilate acestea aplicabile din anul 2023. Față de cele solicitate, vă rog să aprobați suplimentarea ordinii de zi a ședinței de astăzi, în data 28/3/2023, cu următorul proiect de hotărâre privind dezbaterea și eventual modificarea anexei 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 80 din 22/12/2022 privind stabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asimilate acestea, aplicabile în anul 2023, care nu mai pot fi amânate în următoarea ședință.
Doamna președintă. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Da, și a ordinei. Și a ordinei. Cu suplimentarea, da. Și cu ordinea de zi sunteți de acord? Da, da. Mai are cineva obiecții? Sunt sincer cineva la cuvânt? Prezentați întâi raportul? Da, trebuie să prezentăm raportul care... Referatul. Da. Constatator, care, așa cum am menționat mai devreme, trebuie să-l aducem la cunoștința consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Scorceni, după cum urmează. Vă rog să-mi dați voie să vă prezint ordinul prefectului numărul 70/8/13/2023 către Consiliul Local al Comunei Scorceni. Ordin al instituției prefectului județul Bacău privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Covun Lidia Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Scorceni județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Prefectul județului Bacău, având în vedere referat numărul 2268/13/2023 în serviciul juridic din cadrul instituției prefectului județul Bacău, având în vedere adresa numărul 2079GP2 din 16.1.2023 înregistrată la instituția prefectului județul Bacău și numărul 2268/2023, în care ni s-a transmis raportul de evaluare numărul 4343234 GP2 din 21.11.2018 al Agenției Naționale de Integritate primit pe doamna consilier Cobuz Lilie Elena, consilier local în Comunei Scorceni, rămas definitiv prin decizia 5769 din 29.11.2022 pronunțată din Alta Curte de Casație și Justiție în dosarul 4404 per 3 din 2018. Prevederea articolului 204 al alineatul 2, litera B, alineatul 4, alineatul 8, 9 și 19 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, prin care se prevede încetarea mandatului de consilier local de drept înainte de expirarea durate normală a mandatului, în caz de constatare și sancționare în condițiile legii numărul 176/2010, cu modificări și completări ulterioare a unei stări de incompatibilitate. În temeiul articolului 275, alineatul 1, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, emit următorul ordin. Articolul 1. Începând cu data 29.11.2022, se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Cobuz Lidia Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Scorceni, județul Bacău, ca urmare a constatării sancționării în condițiile legii numărul 76/2010 cu modificări și completări ulterioare, a unei stări de incompatibilitate, conform raportul de evaluare numărul 43.234 per G, 2 din 29.11.2018 al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv din decizia 5769 din data 29.11.2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 44.404 pe 3 din 2018. La articolul 2. Se declară vacant locul de consilier local. Articolul 3. Prezentul ordin poate fi contestat în condițiile legii 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificări și modificările ulterioare. Serviciul juridic din cadrul instituției prefectului va comunica prezentul ordin titularului, judecătorii Bacău și secretarul general al Comunei Scorceni. Semnează prefect Lucian Gabriel Bogdanel. Deci, domnilor consilieri, față de acestea, urmează să semnăm un tabel prin care dumneavoastră ați luat la cunoștință. Eu urmează ca după ce va fi înregistrat ceea ce v-am adus la cunoștință, urmează să înaintez de îndată un extract după procesul verbal al acestei
primul articol privind ordinul prefectului și, drept urmare, locul meu pentru perioada când voi redacta să ajung azi la prefect pentru a demara și lucrările la Partidul Liberal, să ne transmită următoare persoană, pentru că este o procedură care urmează să o facem către judecătorie. E o procedură cum s-a procedat de fiecare dată și la alegerea dumneavoastră și la cei care au fost tot așa, au stat pe locuri vacantate. Deci, doamna președintă, vă dăm cuvântul. Trecem la ordinea de zi. Da, asta să vă prezint eu. Da. Aprobarea procesului verbal la ședinții din 31.1.2023. Cine este pentru? Da. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contele cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scoțeni pe luna ianuarie 2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Sunt scrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Sunteți de acord, da? Proiectul numărul 4, privind scutirea domnului Avram și doamnei Avram Lenuța din satul Scoțeni, 10 metri cubi de apă pe lună, pe 10 ani, de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri și branșarea la nou sistem se va face gratuit. Știți că am discutat despre subiect, oamenii ne-au donat și... domnul Cipcă, domn Balcă. Ca și idee, nu am... eu nu știu exact unde se situează această persoană, cum e. În momentul de față, persoana respectivă, ca și domiciliu, conducta de apă trece pe la dânsul? E la șosea. Ione. Asta vreau, în primul rând, conducta aceasta, care este acolo. Locuința o are la șosea, lângă fostul dispensar veterinar, da? Dânsul are apă din sistemul actual. Deci este în dânsul. Așa, dar proprietatea lui duce până în Tazlău. Și noi avem, unii ne-au donat omul terenul, punctul de branșare, în câmp. Și în compensare, că așa am vorbit, deci 10 metri cubi de apă, 50 de lei, nu-i mare lucru. Asta vreau să știu dacă în momentul de față dânsul beneficiază da. De apă sau da. Noi aprobăm din momentul de față și nu, de fapt... Nu, beneficiază, da. Okay. Și oamenii sunt bătrâni și măcar să, din timpul vieții să beneficieze, de, dacă tot ne-au ajutat. Orice cine vine, da. Am o dat pământ. Aia. Cine este de acord? Sunteți de acord? Da. Proiectul 5. Aprobarea actualizării poziției 86 din domeniul public al Comunei Scoțeni, suprafața de 1830 la suprafața de 1789 metri pătrați, clădire școala Florești și terenul aferent. Cine sunt? La cuvânt, domnul Cipcă. Are cineva? Spune-o. Vreau să vă întreb aici, pentru că, practic, în măsurătorile care s-au făcut acum, e o suprafață mult mai mare decât ce a fost înainte. Datorită cărui fapt se datorează să... Măsurătorile care se făceau în anul înainte, eu nu știți foarte bine că era înscris în domeniul public, măsurat cu compasul, îți dădea eroare. Acum, ce cu GPS-ul și ce măsoară practic, cu... suprafața e aproape dublă de asta. Dar nu-i dublă deloc, cum să fie dublă? E mai mică cu... 7 metri pătrați sau nu știu. Cum să fie mai mare, mai voi? Dacă mă uit aici, nu știu dacă e mai mică, suprafața construită 140 de metri. Și în suprafața nouă măsurată e 296 de metri. Unde e mai mică? Nu, băi, clădirea. 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 1830 la 1790. Ok. Uitați-vă atunci pe raportul de specialitate. Poate sunt eu altfel, nu știu, nu văd. Ci... Uitați-vă pe raportul de specialitate, da? Făcut de domnul Niț. Scrie, imobil, da? Teren 1830, suprafață construită 140 de metri, da? Următorul tabel, da? Suprafață din inventar, 1830, suprafață construită 140. Suprafață nouă construită, 1789, da? Cum mai zis dumneavoastră un pic mai puțin, dar suprafața construită 296. Adică nu puteți să spuneți că e mai mic aici. Păi nu, spuneți. Dumneavoastră vorbeați de clădiri, de clădiri în urmă de teren. Doamne, eu v-am zis de clădiri. Păi cum a spus, de teren. Ok, și teren. Și clădirea, dacă v-am spus 140 de metri pătrați, automat nu vă dați seama că nu era vorba de teren.
nu îmi reproșați mie, trebuie să învățați să vă exprimați și să puneți... Dar nu e vorba de exprimare, domnul George. Hai la, să nu mai comenteze nimeni. De fiecare dată când vorbesc, trebuie să intervenim. Așa-i cuvântul lui. N-am intervenit, dar să fie mai mare și eu v-am spus că mai mare. Este mai mic. Dacă aveți ceva de spus, mă lăsați să vorbesc și apoi vă scrieți la cuvânt, în primul rând. În al doilea rând, dacă vorbiți cu mine, vă răspund, dar dacă vorbiți cu consiliul, mă ascult. Eu n-am vorbit cu dumneavoastră. Se pare că da. Deci am zis 140 metri pătrați, suprafață construită, da? Și în suprafața nouă măsurată, 296 metri pătrați. Aici v-am întrebat despre ce-i vorba. Eu nu, dar și la măsurătorii. Nu, vreau să vă explic eu. Eu știu că lucram atunci. Când s-a făcut domeniul public, inventarul domeniului public, s-a cerut de la prefectură, probabil prin o adresă primită de la guvern, ca toate comunele să aibă domeniul public. Ei, atunci nu exista autopometriști, nu exista GPS, nu exista măsurători. Au fost făcute de domnul primar la Vici la vremea aceea și el măsura tot, și drumul, și cum a putut el. Deci a trebuit într-un termen de să aibă măsurat tot. Cum o fi măsurat școala, nu știu, a ieșit tot, clar că 140 lui, că e casa mea are 100 și... Probabil din eroare, că s-au făcut, totul s-a bătut, s-a făcut la mașina de scris, că nu erau măsurători nici calculatoare. Asta ți-am zis și eu, adică eroarele sunt din măsurători vechi și acum sunt corecte. Pentru că e din nou domeniul public, dar deci asta a fost. Deci nimic nu corespunde, deci ce-a fost înainte, oricum nu corespunde nimic cu ce este real. Dar se actualizează. Haideți, acum ați înțeles? Mai e cineva? Sunteți de acord? Cine este de acord? Da. La proiectul 6, proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea organigramei Serviciului Voluntar al Comunei Scorțeni, conform ordinului 75 din 27.06.2019, precum și necesitatea de încheiere de noi contracte și acordarea unor drepturi de care beneficiază voluntarul din Serviciul de Urgență Voluntar, conform articolului 7 din hotărârea de guvern 1579/2005, actualizată și a prevederilor legii 195 din 2001. Să înscrie cineva la cuvânt? Eu. Mă puneți pe mine ultimul. Da, și eu. Măginescu. Cică. Mieța. Eu la rând. Rotariu. Și domnul Cernat. Cernat. Și nu trece și pe mine. Da. Și ce? Spuneți, doamna Ceaușu. Eu am fost săptămâna trecută la niște cursuri privind... acest lucru care scrie aici și mi-am dat seama că suntem aproape pe zero cu ce avem dotat, cu ce avem în dotare pentru serviciul de urgență voluntar. Sunt de acord cu proiectul acesta, dar vreau în primul rând, când o să fie vorba de cei care sunt voluntari și care au anumite obligații și drepturi, să-i vedem pe toți și să vedem care este treaba cu ei, pentru că anul trecut s-au plâns, mai ales la incendiu de vegetație care a fost la Grigorieni, s-au plâns chiar Cristișova, că foarte mulți n-au venit, el era singur și alții stăteau să uitau pe margine și nu interveneau. Nu știu câți din cei din serviciul de voluntariat au participat, de aia vreau să vină și Bogdan Lăzărescu să vorbim. Dar să chemați. Nu, data viitoare când o să vedem membri. Da, membri nu-i vedem, nu-i știm. Da, să-i cunoaștem, să vedem despre ce este. Da, să vedem despre ce este vorba, că am văzut că este vorba și de o emunerare. Doamna Vice, dar în concret, se majorează numărul de persoane sau ce se întâmplă? Să ne spună Bogdan. Să plătesc. Adică se mărește numărul de personal? Nu, probabil. Că avem un număr de 2-3 acum voluntari și se mărește. Nu, sunt mai mulți, nu sunt 2-3. Am înțeles. Mai mulți, mult mai mulți. Și anul trecut n-au participat. De noi contracte. Noi contracte, anul trecut n-au participat, decât foarte, foarte puțin din cei care au fost voluntari. Anul ăsta să și emunerează, trebuie ținut o ordine, așa ca să zicem. Dar ei au fost stimulați cu ceva? Da, normal că au fost stimulați, au fost scutiți și acum li se dă și bani. Ați citit raportul. Da. Li se dă și bani și trebuie văzut că la Grigorieni chiar au fost probleme, au participat domnul șef de post, domnul cu polițist comunitar era chiar să moară. Deci, așa. Trebuie urmăriți clar și trebuie văzut exact despre ce este. Regulile de la ISU am fost și eu la fost. Regulile sunt foarte drastice. Și eu am fost șef eu le știu. Sunt foarte drastice. Regulile și problema este, ce vreau să vă spun, când vin Lăzărescu acum. Cumva, înainte,
voluntariatul ăsta până prin 2002-2012 nu era să favorizeze pe oameni, să câștige ceva. Ei, ce au făcut? Inițial, pe lege, îi favoriza cu o scutire la impozit pe persoanele care erau în serviciu voluntar. Serviciul voluntar inițial era de 35 de persoane. Scutirii la impozit pe ce? Pe teren, pe casă. Așa. Ei, acum, momentan, este pe legii posibilitatea ca să-i stimulez că din 35 de oameni care i-au trecut înainte pe organigramă, are 11 cu tot cu el acum. Și nu mai se duce nimeni să facă voluntariatul, nu înseamnă să-mi iau eu nevasta de acasă, că aia e altceva, că vrea ea, trebuie să-i stimulez cumva. Și pe legii, cumva, la un incendiu, 30 de lei sau cât vă spun, luați locul locul meu, domnule Zărea, da, bine înapoi. Nu, înainte de toate, aș vrea o listă cu cine... Păi, vorbiți cu domnul, acum adică. Puteți scoate o listă cu cine... Da, am ce listă să scoate, de o dată ce la sfârșitul anului trecut s-au expirat toate contractele care au fost. A trebuit făcut. La voluntari. Acum facem contracte noi, dacă citit proiectul de hotărâre și așa. Da, normal, contractele în sistemul ăsta de voluntariat, ele se fac o perioadă la început de 3 luni sau 6 luni. 6 luni, da. Așa, prima oară. După aia se fac pe perioadă de 5 ani de zile, care se reactualizează, practic, sau se refac tacit. Adică, practic, doar dacă vine din partea cuiva încetarea contractului să nu mai prelungească, dar o perioadă de 5 ani. Normal, legal, dacă citiți și articolul 7 din legea. Ce este explicat acum? Că nu înțeleg. Păi nu vreau să zic. Dumneavoastră a zis că s-au încetat contractele. Nu mai sunt contracte. Da, cuie. Contractele respective pe ce perioadă au fost? Au fost pe scutire de impozite, pe imobile, da? Acum noi am venit cu o compensație în bani. Asta am spus în proiectul de hotărâre. Plus scutirea de impozite? Fără scutire de impozite. Păi nu, este o listă, Bogdan, care cei care au participat la cei care au fost până... Că am înțeles că au participat până la 31 decembrie 2022, normal că este... Acum e alta, urmează alta. Practic, la momentul ăsta, serviciul de voluntariat nu are niciun... Exact, nu are niciun membru. Nu avem contract, adică... Niciun voluntar. De asta am zis că hotărârea asta de guvern, 1579, putem să-i oferim o compensație în bani, după minimul de economii, cum vine împărțit la numărul de ore. Înțelegeți? Și eu am pus un 25 de lei acolo, poate să fie peste 25, depinde de ce hotărâți dumneavoastră în Consiliu. Puteți să dăm și 50 de lei pe oră sau cât vreți. Banii vor fi impozitați la rândul lor. Membrii. Ideea e felul următor, ca și membri, ca și persoane, sunt cei din organigram, adică sunt o funcție de conducere, trei de prevenire, da, una de... Da, da, da. Adică 33. Minimul de voluntari. Adică sunt 11 voluntari. Minimul. Practic. După ordinul 75 din 2019, minimul de 11 voluntari. Am înțeles. Poate să fie și tot satul, dar compensația în bani o va primi doar cel care va fi prezent la o intervenție, la o acțiune. La pregătire și ce avem manual de făcut. Cine? Eu vroiam să spun că niciodată nu s-a știut persoanele care sunt voluntari la s-o citit lista, dar de participat au participat foarte puțin. Eu nu știu și când pe Tristeșova și cu Iulian și eu știam de Ionuț Cioineag. Doi. Ciuriescu. Au fost mai mulți. Dăspânescu nu a fost cumva? A fost înainte să fiu eu. Da, și de câte ori s-au dus la incendii? Înainte să fiu eu. A, nu contează, eu am dat un exemplu. Contează, doamne, dacă eu am fost... Așa se duc și acum, când au luat foc tractorul respectiv, s-au dus oameni din sat. Voluntar n-am văzut niciunul. Aici vreau să ajung. Dacă este un, de exemplu, un om care face parte din echipa aia, și nu e în localitate, e la servici, nu poți iei capul, nu va fi plătit, dar... Păi, dar e plin satul de oameni care n-au ocupație. Pune pe toți voluntari. Păi nu poți, doamne, trebuie să alegi pe ăla care nu prea poate. Acum vreau să termin cu chestia asta, că tot satul e voluntar, și acum poate fi tot satul voluntar. Dar eu știu că... Dar va fi plătit doar cel care va fi... Am înțeles, după ori. Deci asta vroiam să spun. Asta să fie plătit care după se... numărul de ori... După numărul de ori, da. Care este... Dacă sunt. Dacă sunt incendii, dacă nu... Normal. Nu, nici nu am mai fost într-o comună, acum ca o paranteză în glumă,
O dat la televizor acum 2 ani de zile, șeful serviciu voluntar dădea foc ca să-și iei bani, dar nu în cazul lui. Ca să vină oamenii, să-i dăm idei. Domnul Bieța, vă rog. Da, dacă e lege, așa trebuie. Domnul Bogdan, un raport de activitate pe 2022 există? Face. Se poate, nu face. Există? Nu există, dar face. Am înțeles. Eu, okay. Semestrial, trimit raport de activitate la SVSU. Iar trebuie să vedeți noi un raport de activitate, fiindcă pe 2022, câte incendii au fost, să știți că am fost prezent la toate. Peste tot. La... Cine vă râzi dumneavoastră? Cine vă râzi dumneavoastră? Nu, cu dumneavoastră. Asta stați, stați, vă zic. Inclusiv am fost când a venit apa mare la Scorțeni acolo, deci voluntariat n-am văzut. În 2022? Nu, eu zic, vreau să zic că nu a fost atunci. Ei, anul trecut, pe unde a fost incendii, nu a fost prezent. Stați un pic, înainte să aberăm. Nu aberăm, eu nu, dar înainte să aberăm, dar vă rog să mă ascultați. Păi, dar, așa. În 2018 a fost... Deci, inundația, când a intrat la fermă la Vasile. Atunci am fost eu. Nu, 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 nu vorbesc de inundația de la asta. Dar care inundația? De atunci nu a mai fost. De 77. Când a venit apa mare la Scorțeni. Că aici și-a dat ăsta, cum se zice, și-a fost, a venit balastru în drum. Ați fost prezent acolo. Dumneavoastră, dar din voluntariat nu a fost nimeni. Un raport de activitate. Și noi funcționăm în urma unui regulament, avem un regulament de funcționare? Da. Există? A fost aprobat de dumneavoastră în 2020. Chiar vreau să văd și eu. Pe dacă pune la dispoziție pe și văd prea mult șef aici, domnule. Deci fiți atenți, aici așa, deci... Aici, dacă stau să mă uit așa, șef serviciu voluntariat, o funcție, am înțeles, sunteți dumneavoastră, cred. Da. Șef compartiment prevenire, 1, la 2 specialiști de prevenire. Așa. Formații de intervenții. Și formații de intervenții. Unul trebuie să-i coordoneze. Echipă de specializare pentru stingere și incendii. Trei funcții. Din care? Șef de special de analiză. Șef de știință. Așa. Echipă specializată în domeniul avertizării, alarmare, căutare, deblocare și așa mai departe, etc. Șef, echipă specializare. Deci dacă stăm să ne uităm, deci avem aici așa mulți șefi. Deci... Da. Înainte să veniți la ședință. Da, da, eu vă pun, eu nu mă uit. Da? Eu mă uit pe teren, nu, dar s-a întâmplat, că pe teren am văzut șefii. Stai un pic, că nu te înțeleg unde bas, că-s prea mult șef. Da, crezi că am pus eu acolo, e organigrama, e făcută de mine? Nu, am întrebat dacă este un regulament. Păi este regulamentul... Acum ți-am spus că regulamentul a fost aprobat de Consiliul Local, în 2020. Ok. A zis că este bun, astăzi vreau să vă și o regulă. Și organigrama este prevăzută tot în ordinul 75. Plus în afară, domnul Bogdan, acum nu depinde de dumneavoastră, depinde și de organizarea primăriei. Vreau și eu să, adică să vedem noi, nu eu, tot, cu ce se intervine echipa asta de voluntariat. Și eu. Fiindcă e echipa de voluntariat, și material avem. Deci dacă noi intervenim, trebuie să plecăm de aici, așa. Zic la un incendiu, între ghilimele de rigoare, că acum a fost un incendiu de proporții la Târâța, în care a murit și un om, o ars de viu în casă. Cu ce intervenim noi? Că, de exemplu, noaptea, atunci și când au fost la Florești, când a luat focul ornul la Florești, deci ar trebui să avem mașina de primărie, măcar, la asta, nu, că se pretează pentru așa ceva, să avem instinctoare, să avem lopeți, să avem, nu știu ce, niște cânci, costumi, nu știu, altceva ca să putem interveni. Domnul Bogdan Lăzăresc. Dați-vă la mine, deci nu, nu să, deci noi nu putem, nu pot aproba lucrul ăsta, dacă știu că dumneavoastră vă prezentați la un incendiu, dumneavoastră, că vă faceți treaba, vă prezentați la un incendiu, doar opriți mașina, vă duceți acolo cu mașina personală, ajungeți în momentul respectiv, dar nu interveniți cu nimica. Deci sunteți acolo și singurul lucru care puteți să-l faceți, puneți mâna pe telefon și sunați, da, pompierii ați venit, mă, nu, păi mai așteptăm, stai-ți, mă, și eu cu Mardi. Cu ce intervenim? N-am deci, văzut nimic cu ce se intervenim. Se vede că veniți, deci... Îmi termin cuvântul după ce pot să spui. La Grigoren, de exemplu, când au venit, și voluntarii care au fost, că au fost, când au fost, nu știu, se vorbea, domnule, dar nu avem lopeți, dar nu avem furci. Păi aduceți-mă de acasă. Păi cum, stați puțin, deci dumneavoastră trebuie să aveți niște unelte, nu?
Băi, când plec la un incendiu, le-am pus în mașină, mașina primării, nu mașina dumneavoastră, este și basculă, este asta, se poate pune, baia 3,5 tone, se poate pune, nu? Și ajung la un incendiu, cu voluntarii respectivi, nu? Pun mâna pe telefon și zic, băi, este voasa, din 11 cât sunteți, sunteți 5, că poate oamenii au și alte trebuie, nu? Sau 5, 6, sau cât ajung acolo. Dar mă duc pregătit, știu ce am de făcut. N-am văzut lucrul ăsta, credeți-mă. Deci eu nu pot aproba lucrul ăsta. Credeți-mă, da, că nu pot aproba. Nu putem să nu aprobăm. Trebuie să creăm cadrul. Treaba este, păi, după aceea se iau uneltele, altă treabă. Dar noi nu putem să nu aprobăm. Lăsați-mă să explic, domnule. Trebuie prevăzut. Am văzut. Lăsați-mă să explic. Am văzut. Pentru monumente istorice trebuie prevăzut și pentru... Doamna, vezi, lăsați monumente. Dar nu vorbim pentru asta tot așa. Doamna, prevăzut în... Doamna, asta nu înseamnă că noi nu putem aproba organigrama asta. N-am terminat. N-am intrat peste nimeni. N-am terminat. Așa. Mai văd o chestie, de prevenire. Nu am văzut nici pe dumneavoastră și nici voluntariat, nici nimeni, să vină să prevină. Când se dă foc în primăvară, că acum și ajungem în primăvară, deci asta știe toată lumea, deci nu v-am văzut să vă duceți la nenea X, Y, să ziceți, bă, omule, stinge focul, cât focul ăsta s-ar putea încinge, s-ar putea nu știu ce, sau măcar o notă de informare a populației. Deci, totul după ce există. Există, există. Nu a primit și noi, cum? Există. Erau afișate pe gard, nu? Chiar astea notele există, nu pot. Eu cel puțin eu le-am văzut. În primăvara, bază. Când terminați să vă răspund la fiecare punct, da? Bine, la punctul cu dotarea serviciului. Ca să vedeți că dumneavoastră veniți degeaba la ședințele Consiliului Local și nu vă uitați pe documentele ce aprobați, vă aduc acum. Și aveți și regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2020 și norma de dotare. Norma de dotare este... Dar nu am văzut. Dar ce se vede? Și îmi spui că nu mă vezi la prevenire, dar ai GPS cu mine, îmi spui că nu mă vezi la prevenire. Păi la prevenire nu v-am văzut. Ai GPS, mă urmărești sau nu înțeleg? Unde să mă vezi? A, nu? Păi normal că n-am cum. Păi n-ai cum să mă vezi, normal că n-ai unde să mă vezi. Nu, hai să nu lăsăm, să nu... Și acum, se prinde ceva bani în buget pentru achiziția de la serviciul de voluntariat? Dar nu am nevoie de nimic, pentru că am dotat serviciul voluntar. Din 2020 e dotat. Înțelegeți? Am echipament, am căști, am mănuși, am stingătoare, am de toate. Eu v-am venit cu chestia asta care e foarte simplu, s-o rezolvă. Da, am înțeles, dar domnul Pono a zis că nu... Deci, eu am nevoie de voluntari. Dar e altă gândă, dar e altă traiesta. Ideea este... Bogdan zice că are... Am nevoie de voluntari. Da? Corect, domnule. Acum am nevoie de voluntari, trebuie organigrama asta aprobată cu 11 voluntari, așa, și să oferim o compensație în bani voluntarilor ăsta. Mi se pare și corect. Corect, formează și voluntari. Dacă vreți să le dăm o compensație bani, dacă nu aprobați și nu am voluntari, și asta este. Domnul Bența, mai aveți ce? Nu, mulțumesc, dar am avut. Voluntarii nu sunt. Eu aș fi vrut să cunosc, în afara controlului medical asigurat gratuit de Consiliul Local, dacă mai sunt și alte costuri, cu exceptând sumele care se acordă. Adică să mai primit la instruit cu banii primării, să mai fac alte... Nu, întreb de curiozitate. Adică dacă aprobăm un număr de 50 de voluntari, dau un exemplu, pe toți 50 trebuie să-i duci să fac controlul medical, să-i plătești controlul medical. Și în aia 50 o să fii în activ 10, sau 11, sau 15. Da, da. Aveți perfectă dreptate. Și atunci nu știu dacă se justifică să trecem un număr foarte mare de voluntari și să le plătim concediile medicale. De aia, dacă dumneavoastră apreciază domnul Bogdan, să impunem o limitare, adică la un număr, nu știu, 20 de voluntari maxim, care dumneavoastră îi cunoașteți și care colaborați. Nu, puteți să faceți altfel. Să nu puneți o limită a voluntarilor, dar în schimb puteți să impuneți să vină voluntarul cu o adeverință medicală, că este apt de a fi voluntar în serviciu voluntar. Și atunci adeverința nu se plătește de la medic? De 20 de lei adeverința. Absolut. Și nu e așa de mult, pentru că poate da. Câteva ore de activitate și scoatem. Da, da. Ca la orice concurs, când te duci cu pompierii voluntari, este doar adeverința. Îți pare cel mai simplu așa. Da, e foarte corect și asta. Domnul Rotariu, mai aveți ceva? Asta era chestia de practicat. Da, eu zic că e foarte bine, ce-a spus domnul Lăzărescu, pentru că, de exemplu, un om poate nu are pământ. Cu aia cum îi faci cu... Da, scutire din da, cozi, nu, dar înainte erau scutiți toți.
chiar dacă se prezenta, chiar dacă nu la intervenție. Se scutește la impozit, pentru că el s-o trece voluntar, nu vine nu la niciodată la voluntariat și are ce 1000 lei de plătit impozit sau 1000 lei sau 500 lei de plătit impozit pe an și vine mersi, nu-l mai plătește, că e voluntar, dar... Și e foarte bine. Și pe viitor, ar trebui cum e mașinuța asta, cum e carosata asta la primărie, e prevăzută cu un bazin de 1000 de litri și până cu o motopompă. Este motopompă, este motopompă, este foarte generator bine. La îndotare un servicii. Un bazin ar trebui de 1000 de litri să... Că domnul Lăzărescu este și șofer, poate să iei mașina în caz oricând, dacă e o problemă. Da, și eu știu cel mai bine fiecare sat cum își face voluntarii. Absolut. Șoferea bine. Stăm foarte bine pe prevenire. Domnul Toni aberează, înțeleg că sunt, ce vrea să facă. Sunt vincenii care... Unde bate dânsul. Dar nu trebuie să discutăm aspectele astea. Nu, dar... Să se intervină acolo unde este nevoie. La incendii mari nici nu poți cu situații voluntariat ăsta, pentru că... Nu, dar sunt foarte... Este raport de activitate și sunt multe incendii care nici măcar nu le-am făcut proces verbal, dar au fost... Nu, domnule, dar au fost băieți. Au fost băieți și la inundații, l-am văzut eu. Și pe strada, acolo, la șoseală, cu tot ce trebuie. Eu am participat și eu știu că s-a făcut treaba. Când s-a putut, nici nu poți zici viața omului când vin un incendiu. Da? Supuneți la vot, doamne. Voiam și eu să spun ceva. Da, spuneți. Serviciul de prevenție numai pentru incendii, pentru decolmatarea șanțurilor, când vine apa, asta răspunde tot serviciul de situații de urgență, că și inundații tot așa ceva. Ar trebui măcar, cum să zic eu, sesizăm autoritățile și autoritățile iau măsurile necesare, nu serviciu voluntar să ocupă de acolo. Este hotărârea Consiliului Local, doamna președintă, care șanțului trebuie să discutăm, mă chinui de 3 ani de zâne cu șanțul eu. Dar este hotărârea Consiliului Local care îți dă amenzi. Am vrut să spun polițistul local sau cine, sau chiar și dumneavoastră, să vă duceți să mai trag de câte un proprietar. Băi, vezi că nu ți-ai curățat șansul. Este hotărâre de Consiliul Local cu regulamentul de funcționare. Păi da, da. Și cu șansul și cu toate. Trebuie să-l mai chinui și nu putem dispunda un șans. Trebuie făcut ceva. Nu vor. Da, da. Are un pic să se dă la mine. Domnul Cătălina, acolo e vorba de șansul. Ce se numai la interpelări? Acolo la district, cei de la district au umplut șansul cu sare. Vă rog să trimiteți pe cineva măcar să deformateze ei. Nu, chiar am zis acum ca să nici nu uiți. Este dezastru ce au făcut acolo. Trimiteți, vă rog. Sarea se duce în pânza fraia. O să rămâne trimiteți pe sarea asta acolo. Știți că nu mai au inginer acolo și au un muncitor. Trebuie să vorbesc direct la Bacău. Până la urmă, dacă nu vor altfel, aici e, sunt. Trebuie să vorbesc cu directorul de la Bacău. Bun, dar să-i trimiteți azi pe cineva. Dar trimite eu polițistul și merg și eu azi, după ședință. Puteți să-i și amendați, că aveți posibilitatea asta, să-i dați o amendă. Dați-i un avertisment prima oară, să ajungă la district, la secția de drumuri naționale. Dar corect. Garda de mediu, dar nu se poate și primăria să-i amendeze. Nu, e că doar îi funcționează domeniul. Domnul Cip, mai spuneți ceva sau... Referitor la organigram, oricum, e organigram standard, să zic așa, luat tot la fel de pe legea 1579, cu articolul 7, în care am văzut și eu aici organigrama, sunt foarte multe funcții, foarte multe, nu știu dacă se pretează pentru noi, că asta e făcut o generalizare așa. Adică la noi să avem șef... Nu. Adică, practic, dumneavoastră spuneți că la noi ar trebui, într-adevăr, un șef serviciu care sunteți dumneavoastră, nu? După aia... Trebuie exact ce prevede organigrama conform ordinului 75. Dacă citiți un pic și vă uitați pe el... Da, eu exact pe el sunt. Da? Este pentru serviciu B1, B2, pentru că B2 prevede și șoferi de autospecial. La B2... Avem? Nu, la B2. Deci, dacă noi avem mai puțin de 20 de kilometri până la primul detașament de pompieri, suntem pentru V1. Înțelegeți? Dacă depășim și e aprobat tot de dumneavoastră, odată cu regulamentul și cu dotarea... Să reînființăm serviciul cu la V1, înțelegeți?
Asta înseamnă că vii achiziționat auto special. Avem doi, dar noi îl încadrăm la V1. Practic, dumneavoastră ați dat dispoziții din lege și ați făcut organigramul. Da, exact. Cu componența... Dar dacă depășeam 20 de km de primul detașament de pompieri, ne încadram la V2, unde eram obligați să achiziționăm auto special. Da, referitor la, cum a spus dumneavoastră, domnul George, cu dacă o să fie făcute cursurile din banii noștri, da, cursurile să fie făcute pe banii primăriei, la toți, cu siguranță. Că așa, așa prevede și legea. Ar trebui și, limitat cumva, nu și cumva, inclusiv 20. Partea de remunerație va fi pentru tot. Asta. Inclusiv partea de vizite medicale, la fel, tot pe cheltuiala la primărie, va fi făcută toată. Și asigurări obligatorii. Păi, adică, dar dacă vine omul și intervine și ai o bază, trebuie făcute și astea. Bun, eu sunt de acord. Nimeni nu vine degeaba. Eu nu prea sunt de acord cu legea. Nu există. Nici să nu trecem. Păi nu, dar inițial mai prind doar picei 11 din organigramă, nu? Inițial. Ca să mai explic o dată. Inițial, în 2012, când am intrat viceprimar și țineam eu serviciul voluntar de situații de urgență pe lângă sarcini care aveam ca vici, între timp am învățat și chiar știu, dar actualizările de pe legii care așa le mai știi, domn Bogdan, că e pe meserie și îi mai informa ca mine, vi l-o spus el. Eu vă spun așa, organigrama era compusă din 35 sau 37 de oameni, șeful serviciu voluntar era interimar, da? Adică eu, și era, dacă vă uitați pe organigramă, mă ascultați și vă zic, compartiment de prevenire. Compartiment, deci cine, pe cine axăm? Compartimentul de prevenire. Eu știu cât trebuie, dar poți să pui și în compartimentul de prevenire aceleași persoane care pot să fie și în compartimentul de intervenții, care vor fi remunerați cumva după caz. Și așa ni s-o recomandat și la ISU totdeauna, bă, nu puneți să aveți la număr, puneți ca să aveți eficacitate, puneți oameni care știi că vă iesă, împărțiți pe fiecare sat. Și 11 e decent, adică zic cu tot cu el. Doar, Doamne ferește, de vă intervenție. Stă o oră, două, la o vegetație, asta se întâmplă primăvara sau toamna târziu. Nu e un efort. Nu, noi spuneam să nu sunt interzis cu 50 de voluntari. Nu e, dar Nu. Numai la cei 11. Compartimentul de intervenție, 11 persoane care intervin la incendii trebuie să aibă asigurare. Scurt, cu tot cu el. Da, e și deja m-am și informat cam la ce sumă s-ar duce pe 12 luni pentru cei 11. În jur de 1700 de lei. Tot la grămadă. Fără nominal. Adică nu trebuie nume. Asigurarea se face, ca să vă dau un exemplu, pe 11 persoane din serviciul voluntar care este pe organigram acolo. În momentul în care unul dintre ei pleacă și activează altul, domnul Lăzărescu, tot cu contract, că se face contract și trebuie să aibă și o anumită vârstă. Deci, nu oricine poate să fie în serviciu voluntar la 15 ani, să-ți dau un exemplu, sau la 65. Sau... Da. Trebuie să te încadrezi într-o anumită categorie de vârstă. Da? Ei, pleacă unul, rezilează contractul, bagă altul, de aia se face pe 11 persoane. Se face pe întreg serviciu. Deci persoanele care figurează cu contract la domnul Lăzărescu și chiar dacă se schimbă cineva și intră altul, în perioada de 12 luni, dacă se întâmplă ceva cu acea persoană în cazul unui incendiu, se activează asigurarea pe persoana care... Deci ați înțeles, da? Remunerarea va fi doar în funcție de lista... Doar pe lista de atât și persoanele care sunt... Ascultați-mă ce vă spun, că să vă spun și cum funcționează. Mergi la un incendiu, de vegetație, de horn, de casă, de ceva. Se duce cu trei persoane. Persoanele alea, când participă și serviciu voluntar, se trece pe raportul ISU Moinești, sau care vine la noi, da? Trece. Cine a fost? Cu tari, comandant, așa, ăla cu țava și patru de la ISU. Și trece pe nominal și în baza la aia. Domnul primar, trebuie să-i știm și mai sigur. Am văzut. Deci asta e ok, am înțeles lucrul ăsta. Deci cum să e legal, cum trebuie să procedăm. Problema este cu ce se prezintă oamenii ăștia, că a zis că în dotare este și în dotare nu am văzut să se prezinte când a fost incendiu de vegetație. Cu ce să se prezinte omule?
El se prezintă, ai luat pliciuri, care nu erau, au lopeți, au hârleți, au instinctoare, au cizmi, ce le-au mai luat în fiecare an. Deci sunt, au, dar la care le-au dat echipament, le-ai dat și echipament. În momentul în care... În momentul deasupra dumneavoastră nu am văzut și ardea sus acolo, nu am văzut nici plici, nici echipament, nici nimic. Dar în pliciuri pentru vegetații, tot. Și dacă ardea deasupra mea, unde, la Florești? Păi acolo e Ardioan, tată, și Biberești Azlău. Nu era oamenii acolo. Da, acolo e aparținem Berești, nu fiecare... Are! Păi poate să... Acum nu că eu nu e nicio apărare lui Lăzărescu, dar eu știu că o achiziona și are. Dacă zice omul, dacă domnul a spus că are, păi, dacă nu are problema lui, dacă zice că are și nu are, să vină. Are, că dacă vine control la ISU și sunt neechipați, el trage. Eu acum personal nu sunt de acord cu toată organigrama asta care e aici, ca idee. Structura organigramei. Cu structura. Dacă dumneavoastră spuneți, nu, așteptați, lăsați-mă să termin. Dacă dumneavoastră spuneți că e musai și nu avem ce face, trebuie să o aprobăm. Dar nu e musai, că nu e făcută din mine organigrama, eu nu ți înțeleg. Nu știu, eu nu știu. Hai ca să vă explic. Se dă ordinul prefectului luna asta, nu știu dacă l-ai primit. Lăzărescu, ai primit ordinul prefectului pe anul ăsta? Da. Bun. În fiecare an se dă ordinul prefectului pentru funcționarea serviciilor voluntare de situații de urgență și locale și private. Adică, da? SVSU și serviciul voluntar privat. Așa. Care funcționează, sunt anumite comune care au și serviciu privat. Ați înțeles? Aceste servicii, în fiecare an, funcționează după ordinul prefectului și după o documentație care o face domnul Bogdan Lăzărescu și o actualizează în fiecare an în baza organigramului. Exact. Aia, și e o grămadă de completat acolo. Deci chestii care le actualizează în fiecare an. Și asta trebuie... Domnul Cipcă, de ce nu-i de acord? Dar să înțelegem și noi... Nu, dar poate nu-i de acord, dar... Sunt funcții, adică una este aici serviciu, compartiment, da, situație de urgență, șef, Bogdan Lăzărescu, da? Și alta este mai ai. Încă trei pentru preveniri, da? Dintre care un șef compartiment prevenirii, nu știu ce face, dar probabil îți preveni. Dar nu am găsat să-i bani dintre voluntarii aia, mă. Nu iau bani în plus, așa sunt domnul Iescu. Nu iau bani, mă. În orice birou, trebuie să fiu șef de birou, așa e și aici. Ai bățuși ca la fotbal, de ce sunt fundaș, atacaș și mijlocaș, dacă așa... Nu ia bani în plus? Nu ia bani. Uitați-vă pe bani. Uitați-vă pe bani, unde scriu bani. Nu ia bani în plus? Păi nu ia bani plus, adică dacă se prezintă. Dacă se prezintă, ok. Noi, în momentul de față, ca să faci cum ar fi un contract de voluntariat cu funcțiile respective, ca asta, bine, o să o faceți cum vreți dumneavoastră. Tot în legea 1579 spune în felul următor. Vrei să faci un contract pentru șef compartiment prevenirii? Nu-l angajezi, nu faci un contract, Nu faci un contract cu un voluntar nou sau cu cineva care nu are situația aia, nu are diploma aia, în care tu să-l duci cu cursurile prin primărie să ajungă șef acolo, n-ai cum. Citești în lege. Da? Sunt persoane care eu știu că s-au cursat, dar bine că nu știu câți dintre ei. Au fost odată care trebuie să ai evidență, s-au plătit 200 de lei, de cât era domnul Ambăruș primar, când s-au plătit 200 de lei pe fiecare. Nu, dacă te-o legiferat odată, după aia nu prea mai faci. Trei lei diferență, stai să amă, și cea la o pâine, o mănâncă. Nu, de exemplu, noi, organigrama asta, ca să vă explic, organigrama asta aici la șef serviciu voluntar, la șef compartiment prevenirii, pot fi tot eu, înțelegeți? Să fac eu prevenirii în comune. Păi să lăsăm una atunci. Ascult un pic. Dar la specialiști de prevenire, sau dau un exemplu, la echipă specializată la avertizare, alarmare, căutare, deblocare, asta în caz de cutremur sau la incendii, aici pot fi trei și înțelegeți? Da, fără șef. Fără șef, dar șeful pot fi eu, înțelegi? Exact. Și persoana voluntară... Le punem 25 la cursul gata. Nu-i vorba de sumă, dar zici că nu ia bani mai mult. Nu-i vorba de la bani mai mult. Păi iau 3 lei pe oră în plus, că e șef. Dar bine că neglează portarul. Se poate face altfel organigrama decât așa? Păi și atunci... Da, dar socială-i sta, socială-i. Social doar o să puneți la vot. Să punem la vot. Cine de acord? Eu cred că trebuie. Da, e obligat. Trebuie, mă, ce boară vorbim. Că nu-l numim șef, că-l numim... Antoneanu? Nu, tot, da? Nu? Domnul Palcău, nu, da? Da, Antoneanu e de acord. Da, spui,
Eu nu sunt de acord, votez împotrivă doar din cauza că nu există un raport de activitate pe 2022. Atât. Restul sunt de acord cu tot. Aș vrea, în moment, când ai cerut? Când ai cerut? Acum? Dar ar trebui să fie. Eu aș vrea să precizați acolo. Eu sunt de acord, dar în momentul când se finalizează tot ce e finalizat, lista de voluntari să fie postată, da? Da, și pe, să vedem nu, și nu, noi. Nu, nu la afișii, nu la înăuntru primării. Site-ul primării. Exact cum e trecut șef servicii de și situații de urgență, Bogdan Lăzăresc, pe ușa primării, să fie listată toată lista cu voluntari. Exact. Să-i vedem, să-i știm și noi. Ca să vedem dacă își fac treaba sau nu. Să știe toată lumea la cine se apelează. Să știe toată lumea la cine apelează. Bă, are o problemă. Nu are numărul Bogdan. Este cineva de la Florești, la Grigoren. Sună, bă, vină. Da, să-i știm care sunt. Da, deci bine, ce spui. Voluntarii care au fost. Doamne, dar care vine și strânge bani. Nu e vorba de mine, e vorba de populație. Populația întreagă. Populația, dar populația când vine, cine e voluntar? Populația e aceeași populație care nu fac șanțurile, care nu mai interesează numai ce moli copii. Păi aceia comentează. Haideți să trecem la următoarea. Rămas când îi prezentați lista nominală după ce Bogdan o să... Domnul Lăzăresc. Se afișează la ușa primăriei. Nu, Bogdan, te rog, adu-ne și nouă să știm cu număr de telefon. Acum un pic. Dar până ce să postez un anunț. Acum aștept voluntari să se înscrie, nu? Să se înscrie, da. Contract, după ce termină. O să facă lista de voluntari de minim 11. Trecem la ultimul punct care era peste ultimul, care era peste ordinea de zi. Da. Cu privire la solicitarea de domnul Cipcă cu impozitele. Nu știu, la. Anexa 2. Cine se înscrie la cuvânt? Dar nu știm despre, adică știm urmare despre ce vorba. Păi, chiar îl rog pe domnul Cipcă să se prezinte ce solicite și o înțelegeți. Când s-a aprobat legea proiectul respectiv, am, dar nu am modificat valorile cum s-au cum s-au aprobat. Acum ce propuneți? Să revenim la valorile inițiale? Eu aș vrea să revenim la tabela, la anexa 2, la ceea ce v-am spus și tura trecută în ședința trecută, cu taxele care s-au pus, practic, nu erau până în prezent și s-au pus taxe. Taxe de urgență, taxe... Adică până acum nu era nicio taxă, acum s-au băgat taxe. Ar vrea să revenim... Revenim asupra... Eventual chiar să le anunț. Dacă poți să chem eu secretarul din să vă spun și din cine este... Da, mă trebuie. Dar poți să plinge. Dar cine se le-a vrătit? El lucrează. Da, domnul face pentru Lidia. Ca idee, după ce am venit să... Că la taxi, la fiscal, cât era taxa de urgență? 10 lei, 20 lei, cât mai era? 10 persoane și 20 lei. Certific, 10 lei cu 20 în urgență. 10 lei. Dar nu, deci asta nu a fost. Asta e o practică, nu e ceea ce a fost înainte. Asta a venit doamna Nichita, că ea a făcut raport de specialitate, cu niște sume care a crezut dânsa că ar fi... Da, nu, dar ce am aprobat noi data trecută? Nu mi-am, asta nu am notat nimic. N-aveți sumele. Parcă 10 lei era la urgență fiscală. Că bănesc că acolo este urgență, este problema una dintre cele mai multe discuții. Cred că acolo se fac certificatele fiscale. După cât am înțeles, domnul Cipc a propus din ședința trecută să revenim la acest articol și să renunțăm la toate taxele care se pun, nu? Pentru oamenii care au venit și la serviciile respective, mi s-au spus Consiliul Local a mărit taxele. Nu mi se pare normal. Noi am mărit taxele la cererea celor care lucrează în primărie, că nu aveau ba toner, ba hârtie. Deci nu am venit noi, nu a fost propunerea noastră, vrem să mărim. Da. Și nici nu mi s-au spus corect lor. Au zis Consiliul. Interpelat oamenii din Consiliu, vedeți de ce au mărit aceste taxe. Păi nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles, dar... Oricum, prin codul fiscal, de ce știu eu, și o să trimit și articolul la cei interesați, certificatul fiscal se livrează în 5 zile. Deci ăsta e termenul. Nu e vorba de timp. Nu e vorba de timp. E vorba de taxe. Deci chiar dacă ar fi și gratuit, în 5 zile trebuie să le liberim. Noi am făcut practic cu taxa aceasta, am făcut o birocrație. Practic. Părerea mea. Da? Cu oricum de făcut tot, vii ca persoană din comună, da? Vii să iei un act, nu știu, nu pot azi, într-o zi, două, trei, da? Când ai pus taxă, deja da, știți cum se separă lucrurile. Nu contează, dar trebuie să-i dai și posibilitatea omului care vine la Bacău, la Moinești, de la Iași, de la București, că sunt oameni care au să vină să-și obțină certificatul. Asta nu vrea să se înțeleagă. Domnul George, adevărat, vine cineva de la Bacău, da?
Dar înaintea persoanei de la Bacău, vin eu de la Bacău, da? Înaintea persoanei suntem mulți. Mai suntem cu 5 care practic da. Iasă la rând. Da. Ce faci? Sare peste ea? Păi nu sare. Fiecare își depune, nu, fiecare își depune cererea în ordine. Asta zic. Își depune cererea în ordine și sancționează care e conștiință. Adică, vă dați seama, dacă omul, nu știu, vine de la Grigorie Botez sau de la Florești și vrea să-și iei fiscalul în aceeași zi, nu mai fac un drum cu mașina. Plătește 10 lei sau 5 lei sau 1 leu și el dă la urgență în aceeași zi și mai stă 2 ore să-și aștepte să-i iei fiscalul. Și nu se mai duce încă o dată. Asta e ideea. Adică, 10 minute mai stau și atunci. Că ăsta care e din Scorțeni și se poate vine la primărie, o ia la regim normal. Două zile sau într-o zi, Diana, când sau în trei zile. Deci s-o referi la cele la care trebuie să facă modificări în baza de date, care durează. La alea s-o referi. Că celelalte unde iese baza de date, ok, pentru că oamenii au venit și o declară la timp, el se eliberează pe loc. Cei care au de făcut modificări, la ea durează un pic programul să modifice. Da, și din cauza asta au propus taxa aia și nu o poate da pe loc. Eu cred că taxa, domnul, e bună taxa de urgență în ideea că îi dai omului posibilitatea să-și rezolvi problema pe loc. Sau da, îi dai, omului care poate, nu știu, are nevoie de o adeverință, nu are o situație financiară și nu are bani să dea 20 lei. Da, dar există și posibilitatea. Are posibilitatea să o iei fără bani. Să ia în 15 zile și lui trebuie la școală în 3 zile. 5 zile maxim. 5 zile, nu în 5 zile. Sau în 3 zile, pe fiecare. Păi 1-2 zile lucrătoare la urgență. Nu. Ba da. Uitați aici. 1-2 zile, corect, dar 1-2 zile, dar ți-o dă pe loc în aceeași zi, dar dacă vii până în ora 12, ți-o dă în aceeași zi, dacă vii după ora 12, clar, ți-o dă în ora 12. Are dreptate, domnul Ciorciu. Vine unul mai la distanță, păi ce fac? Eu 2 zile, când iau la hotel, mă cazez ca să iau una... Structura trecută, nu așa să explicat. Da, eu am... Domnul secretar, se mai poate schimba? Pentru că dacă deja 2 luni au mers, vreau să vă întreb din punct de vedere juridic. Nu știu, 10 lei taxa la urgență, la fiscal, nu 10 lei au fost fixate. Rândul să ia cum exact cum sunt. Ți-o dă 10 lei în aceeași zi sau ți-o dă gratis la 2 zile sau poate și în aceeași zi dacă e liberă. Că eu nu cred că cei de la taxe și impozite... Ia să vedem. De ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință în... Nu vă aduc toți pentru cultură. Vrem pe teren să le vedem Cătălin. Nu, dar să le vezi că sunt. Da, mă, dar pe teren da, nu le-ai. Dar așa le-a dus, dar nu le-ai dus, le-ai dus pe câmp. Dom'le, mă, vechi, nu le-am dus pe câmp. Le-a dus să mi le arăți mie. Mie aici poți să le arăți să le pui în... Păi da, dar trebuie să dai voluntar. Trebuie să dai voluntar. Păi dai voluntar. Păi aia e, dacă nu vine... Hai, termina subiectul cu ce ți spilege, domnul. Deci, domnul consilier, deci cum... În decembrie, când s-au aprobat taxele și impozitele, deci s-au introdus taxa asta specială. Este o prevedere la articolul 484 din legea 227-25 codul fiscal, care spune, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice și pentru promovarea așa turistică și așa mai departe, se pot adopta taxe speciale. Dumneavoastră am înțeles să o aproba această taxă. Da. Păi atunci eu când ne uităm da. În... Domnul secretar, în ședința respectivă nici nu erați la primărie ca să știi... Eu vă spun după aia, eu nu vorbesc din cărți de povestea. Acum, după ce a fost odată, a fost aprobat în decembrie... Dumneavoastră, în dat voi vorbesc? Da, da. Păi sunt 13 voturi pentru taxe și impozite. Acum, dumneavoastră, veniți după 2 luni... După o lună. A fost luna trecută când am cerut. Nu, după dar după să discutăm după voția, nu-i bine. Deci, și asta se urmează. Domeniile în care consiliile locale și deține, așa, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestea, se stabilesc în conformitate cu prevederile legii 273-2006. Deci, astea sunt prevederi legale care au stat la baza impunerii acestor taxe. Acum, dacă dumneavoastră considerați că aceste taxe de scutire de anexa 2, toate sunt hotărâți și atunci... Dumneavoastră sunteți cel care deliberat. Dumneavoastră ați propus un proiect de hotărâre, da? Da. E, atunci, domnul consilier, hotărâți ca supra... Vreau să vă spun ceva, ați citit legii respective. Nu, în legii respective spune așa, se pot pune taxe. Nu e ca la... La Consiliul Local a aprobat-o. Nu te certa cu el. Dar nu, vreau să zic așa. Deci, se pot și am aprobat. Da, se pot și sunt Consiliul Local s-o aprobat.
Dacă vreți să le reducem, pentru că le putem reduce, putem discuta încă o dată. Doamne, eu practic eu la taxe, să... Și nimeni la taxe și impozite, și s-o vorbi și tura trecută, omul când vine și stă la rând și îmi spuneai tu mai înainte, nu-i luat în față, tu ai bani, trece în față. Nu, îți păstrează rândul, ajunge, e vorba de eliberarea documentului. Ăla care nu plătește, documentul îi se eliberează în 3 zile, în 2 zile, ăla care plătește taxa de urgență îi se eliberează documentul în ziua respectivă. Așa pot să-i dau posibilitatea și să pun și presiuni pe funcționarul public, te rog frumos să mă lași, ca să-mi dea documentul în ziua respectivă. Că dacă vin de la Bacău, Iași-Vaslui sau dintr-o localitate mai îndepărtată și trebuie să mai fac un drum la primărie să scot o hârtie, cred că mă costă mai mult și atunci dacă am posibilitatea să dau un 10 lei, să iau hârtia în ziua respectivă, ajut omul, nu-i de favoarea lui. Da, aici e problema. Sunt total de acord. Acum vă spun eu un alt contraargument. Vine o persoană care este la ajutor social, nu are un venit de nu știu cât, îi trebuie... Dar e gratis. Da. Îi trebuie, de la școală, de exemplu, te anunță, în termen de 2-3 zile trebuie să aduci unul și aceea de venit, de salariu și de venit. Nu are omul respectiv 20 de lei, domnul. Mă, dar ce schimbi tu dacă tu scoți taxa aia? Gratis, ce schimbi? El dă gratis. El dă gratis, nu plătește pentru el. Deci el dă gratis a doua zi. Tot putem interveni asupra termenului. De exemplu, termenul de eliberare să nu fie 5 zile. Termenul de eliberare la orice act e 30 de zile. Dar nimeni nu stă la primărie, la Scorțeni, la cele mai grele documente, maxim o săptămână. Nimeni. Codul fiscal la certificatul fiscal se eliberează în 5 zile, așa spune codul fiscal. Deci acolo trebuie să dai la 5 zile la certificatul fiscal. Da, aia e altceva, certificat fiscal, dar nimeni nu o să... Acolo e problema, că la adeverințe și la altele... Adeverință la ANAF, aia se intră cu parolă și user în platforma de la ANAF și posibil ca câteodată să nu meargă platforma. Și cheamă om a doua zi, dar sunt oameni de aici care îți duc la școală cu ea, care nu e o problemă la aici. Acum, cum crediți? Dacă sunt discuții pe valoarea ei, aici am putea să discutăm pe valoare, dar trebuie să-i dai omului posibilitatea să iei documentul în aceeași zi. Știți că inițial când s-a făcut proiectul, când a venit doamna de pe compartiment, erau sumele mai mari și le-aș redus la dumneavoastră la bunul simț, așa. E normal. Dar așa nu are bani, statul bani, cum n-au bani? Dar înainte el dădea gratis în aceeași zi? El dădea gratis în aceeași zi? Dar nu era atâta discuții. El dădea într-o zi, faci dădea în două. Domnule, dumneavoastră lămuriți cetățenii dacă au venit și vă reproșat cum s-a pus problema. Că dacă ei vin și vă reproșează, vreau să veniți și puneți în Consiliul Local, dar nu vreți să vă nimic. Omul trebuie de explicat. Doamne, nu plătești. Nu știu de pui astăzi, ce vrea și mâine o ei. Lasă-o pe mine, gratis. Doamne, nu suntem de acord, asta am înțeles. Doamne, nu trece, puneți-l sub aprobare, nu trece, asta e... Păi nu putem spune sub aprobare că nu putem discuta sumele și nu avem un proiect pe ordine de zi, ce votăm? Votăm pe vorbi? Nu trebuie să aprobăm? Inițial, dumneavoastră, când ați aprobat, știți, când s-au discutat, erau sumele mult mai mari și le-ați dus la bunul simț. Le-ați echilibrat cum ați considerat. Acum, cum considerați? Îmi amintesc că la anexele 23 și 24 am eliminat de tot taxa să nu se plătească. Da, da, da. Adică noi, omul... uitați, asta hotărârea, anexa... Dacă nu este doamna Diana sau cineva acolo și spune, dar vină mâine, când băi, dar am plătit taxa, trebuie să-mi dai, să duci-o înlocuiește cineva. Și atunci vă citesc, unde a rămas până la urmă. Nu mai citi, Ioane, că pierzi și tine, să nu știu la în termen stabilit, certificatul fiscal, da? În termen stabilit de lege. Da? Persoane juridice 20 și la urgență 40. La certificat fiscal persoane fizice gratuit în termen stabilit 20 la urgență. Adeverință arhivă gratuit în stabilit la urgență 20 de lei. Nu-i mai. Eliberare adeverință rol gratuit în termen stabilit și 10 lei la urgență. Păi, sunt gratuite. Am gratuit. A doua zi, nu? Înregistrare la aceea zi. Dar e de la aceea zi, nu mi se pare sumile așa. Nu, domnule. Eu aș pune taxe de urgență și pentru voluntari de la ISU să plătesc. Iar încep cu ISU, pentru domnul Filopel. Și pentru domn primar. Hai, domnule, taxe de urgență pentru domn primar să facă drumurile mai repede. Să discutăm o leacă cu șansul de cele că eu nebunesc. Taxe de urgență, e bună zi. Deci, la proiectul...
Hai la bine. Suplimentar? E un proiect în ordine, ce? E un proiect efectiv. Dar este un proiect pus pentru... Acolo, dacă aveam și noi hârtiuțe, iarăși modificam și puteam modifica pe sume. Dar nu se merită modificat. Dar nu să faci presă. Adică... Și oricum nu se ajunge la... Rar, rar să spunem... Nu știu dacă un casat... Eu vă spun, eu personal, am plătit taxe de urgență. Am venit la Bacos, mi-au un fiscal, am plătit, mi-au dat fiscalul pe loc. Trebuia să fac, să mai stau o zi sau să mai fac un drum, să mai cheltui bani pe zi, la ce timp? Eu zic că l-am plătit, mi-au dat fiscalul și cu asta, pe asta. Să punem la vot. Rămâne proiectul cu un stadiu care a fost. Votați de greu. Votăm cu... Cum a fost? La forma inițială. În forma inițială. Da, doamnă, cum? Dar nu avem nici ce este. Dar nu modificăm. Nu-i modificat. Nu-i modificat. E un proiect pe una ordinea de zi, trebuie supus la... Păi da, dați-ne proiectul să-l decim, nu știu. Cine este? Nu vi-l dau eu, domnul secretar, că a fost domnul suplimentar. Îl dau eu. Să rămân în ordine care a fost. Cine este pentru a rămâne așa? A rămâne cum a fost. Cum l-am stabilit în decembrie sau în ianuarie. Da. Cine este împotrivă? Mă abțin. Se abține, domnul. Da. Bun. Haideți, dacă aveți vreo întrebare... La interpelări, cine să înscrie la cuvânt? Doamna Avram. Avram, domnul Cernat. Da? Următorul, domnul Rotariu. Doamna, mai este cineva? Dacă e ceva... Domnul Bieța. Mă trece și bine acolo, vă rog. Bieța Palcău. La contrata. Da. Palcău și doamna Ceaușu. Ceaușu. Doamna Avram, vă rog. Eu aș vrea ca să vă zic. Vă rog. Domnul Cernat, ce spune doamna Avram? Eu aș vrea ca să vă zic că pentru repararea drumurilor, acum momentul ăsta ar fi momentul ăsta. Acum ar fi bine primăvara de făcut drumurile. Pentru că e un pic pământul mai moale și piatra se bate mai bine pe drum. Nu îl punem timp de vară când s-are tot. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu a intervenit doamna Fideal și acum două săptămâni. Doamna Vice, s-a intervenit, nu? Doamna Vice? Când a venit bul ăla... Stați așa, cu zăpada? Deci la noi... Nu, acum dacă mă e nevoie, mai intervenit. Da. Deci, dealul, ca să vă zic, acolo se circulă foarte mult, ca să mergeți să vedeți acum cât e de moale. Că se cam mișcă cam greu. Eu când am avut nevoie la zăpadă, când am avut zăpada la începutul... În februarie a fost zăpada. Am apelat și eu ca să vină să ne dispunde, că de la Tudorache și până la Bătăjele, drumul ăla tot timpul se înfundă, bate vântul tot de pe dealul școlii și ăla duce acolo. Bineînțeles, s-a făcut până a venit așa, a venit după 3 zile, mi s-a spus că nu, cum să vă zic, că e frică să urci pe deal, e frică să urci pe deal și nu are motorină. Când într-un final a ajuns, eram și eu nervoasă și atunci l-am întrebat, acum nu ți-a fost frică să urci? Zice, am venit pe deal. Motorina ai avut, ne-am adus de acasă. Astea sunt vrăjeli, zic. Ce? Ca să vă zic, asta este vrăjeală. Nu poți să spui tu, de-abia am intrat în luna lui februarie, este o cotă. Așa e. Ce s-a făcut cu motorina? Vă explic eu. Nici eu nu știam și m-am edificat. La Buldo, până acum când am dat dispoziția care se activează din la 1 martie, avea o cotă stabilită. N-am știut nici eu. Dar ascultați-mă, doamnă, să vă zic, așa. Era o cotă stabilită. Cu toate că utilajele n-au cotă când e vorba de intervenit, ați înțeles? Și am dat dispoziție că de la 1 martie să se suplimenteze, pentru că e utilaj, nu e mașină turist și alea să, acolo doar prin hotărârea Consiliului Local se poate modifica ceva dacă... Și au rămas fără, că s-au intervenit, au fost lucrări și au rămas omul și pe bunii, am spus, du-te bă, ia 20 de chili de mă, nu vă mințim. Știi foarte bine și doamna Tancisa. Da. Ia 20 de chili de motorină la tine și hai să terminăm și la oamenii ăia. Că-s 40 de kilometri de uliți, doamnă, și numai să mergi fără să pui lama jos, îți mănâncă. Și pe Buldo excavator nu este vrăjeală, pentru că are GPS și este monitorizat și este o diagramă la final de lună care arată câte ori a lucrat și cât o consumat. Monitorizat de ce? Este monitorizat, da, are din la început, are pe el, dar nu poți să treci mai... Nu trage pe TikTok noaptea. Păi da, au fost, știu unde au fost? Păi nu știu, dar zici... Uite, pe l-am trimis la între Florești, când m-a sunat domnul Cobileacu, poliție rurală la Moinești, acum două zile, a căzut un plop,
a căzut un plop între Florești și Strugar, pe teritoriul nostru. Și a trebuit să-l împingă cu bordul la ora 9 seara. Asta e răspunsul. Dar acum suplimentăm. O să remediezi. Eu concluzia mea trag că nu se vrea. Că deci ca să-mi spui că să nu pot urca pe deal, să, nu, mi-e frică să urc pe deal, dar tu când ai încheiat un contract, ai știut că ai numai șes? Pe dealuri-s furtunile, pe dealuri-s noroaiele, nu-s la șes. Și cu doamna Vici o discutat, nu poți să-l obligi pe un... Vă cred, din nemulțumire. Nu, și problema este aici, că și eu când am fost cu graderul și cu asta, eu execut niște ordine. Deci eu nu mă duc unde vreau eu. Eu am fost cu șoferul de la autograder, am fost și am văzut ulițele. Dar prima dată au loc dedicațiile. Dedicațiile. Trebuie să se știe că toată lumea plătește impozit. Eu l-am întrebat. Și la, stai, lasă-mă puțin. Și la, cum se cheamă, la dezăpezit, la drumuri, toată lumea plătește impozit și are dreptul. La dezăpezit, atât în afară de ulița lui Dumitru Cernat, la Țombi, cum îi spunem noi, care tanti Nedeluța, ea trebuie făcută pentru că are cum se cheamă, dializă, da, marța, joia și sâmbăta, care ea trebuie urcat prima și dezăpezit, toată comuna are dreptul, deci să nu mai fie discuții, că te duce întâi pe strada cu tare, te duce întâi pe aia, autograderul merge pe aia, nu, o ia dintr-un capăt al satului și o să duce până în celălalt, fără dedicație, că toată lumea plătește impozit, toată lumea. Și eu am executat niște ordini, clar, eu nu m-am dus din capul meu, nici pe deal, nici pe bani, nici pe... Dedicații, stai să luăm așa, cu dedicații. Nu vi se pare corect, deci după strada lui doamna care o servim de atâta timp, că nu erați dumneavoastră vici de când făceam strada prima oară, că știu situația și cu zgură și așa, nu vi se pare corect și logic că așa funcționează pe situație, prima oară se dezăpezește unde sunt instituții și persoane cu probleme și drumurile principale ca să poți ajunge cu mașină cu pompieri, deci strada bisericilor totdeauna... Bineînțeles, dar totuși... Păi da, trebuie să aibă acces mașinile în caz de ceva, pe așa, și ulițele de 50 de metri, 100 de metri și alea se fac, dar prima oară se iau priorități să aibă omul acces sau mașinile în sat măcar să ajungă. Da, că nimic, eu mă deci, prima dată pe vale, când mai trimis pe vale, du-te acolo, asta 3 ori acolo, pentru ce? Acolo nu era... Care vale? Pe vale, pe la... Tante Anunța la Vale. Stai acolo... Păi și nu trebuie așa acolo la Tante Anunța. Nu, mai la Vale, cu dedicații. Dar nu știu ce îmi spui. Dedicații pe Vale, aici, Divale? Divale, da. S-a început de la Niță și a mers până la... Așa. Interpretezi de acum. Păi, dar trebuia să fie așa, trebuie luat de la un capăt, la altul, a satului. Dar nu a făcut atât strada. Nu a făcut plan de acțiuni și spus celui care e divulgă cum să acționezi, de baza planului. Tăticule. Păi mi s-a pus o întrebare foarte care m-a deranjat, dar ce făceai de timp înainte când nu eram eu? Astea sunt problemele dumneavoastră personale. Păi asta este, păi dar asta mă deranjează faptul. Și am răspuns foarte frumos. Aveam, să închiria bulldog de la Pârjol. Păi ăla de dimineața și până seara făcea toată comuna. Deci, nu făcea. Și dacă erau 3-4 zile... Nu era pe teren, eu nu știu cum se face. Una la 48 km. Până la ora 8 seara am avut și o postere acum câțiva ani de la chiar... Am lăsat satul Florești, ultimul. Chiar la biserică și m-am dus până în satul la ora 10. De aici eu constat că nu se vrea. Deci eu aici constat, toate ce analizez, că nu se vrea să se facă ceva la noi. Care vrea? Nu-l lasă. Ca să vă spun și cu apa, vă spun și câteva cuvinte. Aveam apă de mult, de când trece conducta pe la noi, de ani de zile. Nu vorbesc de ani de zile. A venit un domn inginer, chiar dacă vă supărat, să mai trebuie dat și cărțile pe față. A venit un domn inginer care lucra în domeniul apei și a rugat pe domn primar așa. Așa. Pot să te ajut să tragi apă pe raza comunei în toate punctele de vedere, numai să-i fii de acord să semnezi. Și a spus așa primarul, foarte deschis. Dacă nu mi-e să nimic la afacerea asta, nu semnez. Eu nu răspund de droază, nu era vreau să vă zic
ce e? Așa, ce sunt? Cine-i vorba la acolo? Dar nu pot să dau eu așa. A fost dumneavoastră de față? Eu nu pot să, da. Trebuie să fii prezent. Îi spuneți-ne despre cine-i vorba la acolo. Era noapte sau ziul, nu pot să de, să nu pot să. Ia, mă mai lăsați un pic? Așa, păi dar eu știu tot de... Tot de una ne-am grăbit. Dar eu mă duc până... Păi duci! Spuneți, doamnă, cine este? Tot de una... Totdeauna, cel care vrea să facă ceva bine pentru comună, nu-l lasă, domnule. Dar nu ți-a spus cine este persoana. Deci cum exact cum a fost cu, cum a fost exact cu părintele, mă refer la părintele. Cât s-a chinuit el să facă, să facă ceva pentru comuna noastră, că nu a făcut pentru biserică, pentru dânsul, pentru noi. Hopa, domnule, gata, s-a găsit repede, hai să facem cereri, declarații, să aducem, să facem penal, să-l dăm afară. Așa, ați văzut puterea Dumnezeu? Că a scos tot adevărul la suprafață. Doamnă, să vedem și... Haideți, domnule, adică de ce vă... Care adevăr? Adevărul l-a scos la suprafață. Cine a făcut cerere, a prins semnături, unde a fost, noi știm. Și o să, să, să știe, ca să știți, fiecare persoană în față. Dar nu e, doamnă, dar... Asupra mea nu planează nici la mare și nici la lume. Dar nu, deci cineva, cineva... Spuneți că s-a făcut reclamații, nu spuneți ce... Dați cărțile pe față, doamnă. Cred că spuneți să ne adevărul din nu dați nume. Nu, nu, nu. Eu să ne aduc o țigancă să-i ghicească cu cărți, cu asta vreau să-i ghicească. Ei, să-i dau replica. Apropo, vedeți că eu m-am informat și cu semnăturile alea și le am pe, am pe telefon, chiar mi-a trimis doamna vice, mi-a trimis așa și m-am dus și am verificat, eu știu să mă descurc. Printre care și semnătura cineva, când i-a făcut plângeri lui băieții ăștia lui Olaru, eu mai făcut și o plângeri, că la băiețul Olaru. Așa, sunt aceleași semnături, care îs plastografiate și arată sub o formă. Sub nicio formă nu semnează persoana care a spus dumneavoastră așa și am dus și semnătura. Și e vrăjeală cineva, altcineva vrea să facă zâzare între personalitățile, între doamna și domnul. Chiar nu știu. Deci, vă spun eu, când s-au apucat părintele de construit, i-au făcut plângeri, au venit de la ISC, de la, nu știu, ce instituție. O plângere semnată de o persoană. Da, care o am pe telefon. E plastografiată. Eu i-am arătat. Seamănă, dar nu există. Adică nu vorbesc de conducerea primării, de așa. Cineva a reclamat... O reclamat că o construit fără autorizație. Și compartimentul de specialitate al primării, conform legii, că se încadra pe penal. Așa, când construiești în jurul unei monument istoric, ca să încadrezi legal și să, cumva legal, să spunem, la minim, a primit o sancțiune de 1000 de lei, cu acordul parohiei. Adică cu recunoaștere. Cu recunoaștere. Cine a făcut plângerea Dumnezeu cu Nila? Că la câți prieteni are pădiri cu doamna așa, eu, în ghilimele... Cum îi treaba cu plângerea? Domnul primar, să practică la Scorțeni și dacă știți, chiar vă rog frumos să-mi ziceți, că am avut și eu tot așa plângeri că am făcut, am omorât oamenii în pandemie, că le-am dat de mâncare. Ai avut de așa? Păi dar nu știi, că doar o trec cu plângerea. Păi, au omorât ca muzică cu cealaltă. Știți cum îi treaba cu plângerea? Ne mai dați o dată cu cealaltă, am terminat, așa aveam mai multe. Sunt multe, dar mă mai abțin. Vă rog să faceți ceva. Voi ați începutul postului și doamna președintă. Doamna președintă, doamna vice. Domnul primar, doamna vice, v-am mai spus și vă mai spun în continuare. Faceți ceva cu șanțul. Îți 3 ani de zile de când mă chinui. Dacă nu li dăm amendă, n-ai ce li face. Păi cu ceva nu mai interesant. Eu aduc televiziunea. Sunt serios. Liber că este... cum îmi spune ei? Este hotărârea Consiliului Local, din care stabilește dreptul și obligația ale cetățenilor, regulamentul de funcționare, și unde se spun și sancțiuni. Aveți liber cu domnul polițist, identificați, făcut, da, legal. Deci, înștiințare, somare, executare. La... Nu vă feriți. Cu termen. Dați termenul minim pe legii și la 40 de zile maxim, sau 30 de zile, dacă nu, sancțiuni. Deci, votanți, nu, știu ce, nu contează că votan, votan, omul, băi, și unii nu se poate. Deci vreau să condamnez doamna așa. Unde nu se poate, unde avem persoane bătrâni, unde avem
sunt de acord, au podurile infundate. Nu poate să-și curețe podul, nu poate să plătească. Sunt de scris să îl scot cu buldo și decolmatat cu acordul lor. Că dacă e podul și-i făcut el și are și autorizat, eu nu pot să îl strâng. Dar nu faceți ca la Grigore, că i-a scos podul omului și l-ați lăsat pe margine acolo și aia. Dar care pod? Că nu i-am... Care pod? Care pod? Acolo și că nu orice îndeal, că nu au disfundat șanțul. N-au rămas, au scos toate dalele alea și n-au rămas pe margine. Și nu pun înapoi acolo. Bă, dar are-i tub, are-i tub, tinerii. Are-i tub. Nu i-am pus tub. Dar i-am pus tub, măi, omule. E pus de atunci. Păi toată alta vine pe asta. Ionel, Antonel, Antonel, mai informează-te. Nu mai informez, am văzut. Are-i tub. Nu, el e cu situație. Și cu drumul vă mai dau un sfat. Avem șofer, avem utilaje. Pentru o găurică, nu mai băgăm autogrederul, cea lasă să-l strâce mai tare drumul. Cu lopata și cu balastru pus astupată gaura trecut peste ea. Cu balastru frumos, că avem și balastru, nu mai băgăm auto. Mai trebuie, poate să faci ce să fac. Acolo, la lucru, mai nu știu dacă așez balastru, dar noi la Grigoreni nu mai avem balastru. Pune șoferii pe traseu. Aia cred că maxim o mașină și asta urma și să vă rog să mai procurați balastru, să mai punem. Unde este necesar. Procur cu acordul lor că e primul trimestru să-i pui za bani la drumuri, știi? Și luăm și plătesc luna geală. Un exemplu, sunt găuri pe vale. Ai venit frumos cu mașina, cu lopata, am înfundat gaura, am trecut, mergem mai departe. După două zile înapoi, nu contează, nu contează, nu contează, nu plătim utilajii. Ține o lună, ține, ține. Și oamenii pentru asta îți plătiți. La școală, la Grigoreni. Când era gaura aia, tot timpul s-a pus țeapă. Ai timp să treci. Acum este gaură, dar este mult mai mică. Deci nu mai ai apa, se vede o îmbunătățire. Dacă se vrea să poate. Certat, asemnat? Avem domnul Rotariu. Eu aș fi vrut să vă rog să rezolvați problema cumva cu iluminatul. Până la montarea noilor lămpi, să înlocuiți becurile care sunt arsi. Pentru că este o problemă. Dar le-am înlocuit acum două săptămâni, toate. Toți care au venit și mi-au zis, s-au înlocuit. Să notezi, doamna Dici, și... Să mă suni și să spun unde nu sunt. Dar când s-au înlocuit lămpile alea până la urmă? Când ne-am trimis pe... Când sunt zeci de becuri arsi? O venit, în spiterem pentru proiectul care l-a însemnat cu PNRR-ul pentru canelul adenir, 80 de bucăți și vine. Însă la Grigorie mi-a adus și brațele. Și brațele le-am. Deci s-a apucat. Trebuie că... Băi, Antonel, deci de, nu fii acid că îți dau și o răspuns, dacă vrei. Vor ști că poți să dau. Domnul Rotariu, mai aveți ceva de spus? Mai am asta. Domnul Bieța. Eu am să-mi trimit doamnei Vici numărul de stâlp și cu... Sau unde este? La cine este? La poartă? Că nu neapărat... Domnul primar. Sajul primăriei, toată lumea. Asta zice, nu găsește informații, nu găsește nimica, s-a zis că să se actualizeze, să se facă, să se pună. Cine răspunde de site-ul primăriei? Cine este? Ca să pună și ca. Păi are contract în primăria. S-a făcut vă informare că mâine de exemplu este o acțiune în care toate sinele... Domnul, domnul, nu durează mai mult. Stați jos. Da. Vă rog să mă uitați cu șanțul, cu sarea. Da, mă duc acum. Și în al doilea rând... Pentru a evita unele suspiciuni și ăsta, știți că noi am votat tura trecută banii pentru părintele de la Scorția, da? S-aud vorbe că nu vreți să-i dați. Dacă vreți să mă lămuriți, să-mi lămuriți, s-aud... Îți spun eu, după hotărârea Consiliului Local, în care tot dumneavoastră a stabilit 10.000 de lei în primul trimestru și 70.000 în trimestru 4, așa... Nu, dar nu s-a stabilit, nu e adevărat, nu e adevărat, nu, nu. Vreau ca să... Doamna contabil, așa ați prognozat, 10.000 acum, 70.000... Nu s-a stabilit cele două biserici, 5 și 5, și... Dar nu s-a stabilit nimic în semestru 4, ce să mai faci cu banii, să construiești în noiembrie? Nu, în septembrie, octombrie, nu ce-ți mai costești că vine frigul? S-a terminat. În octombrie, ce-ți faci în octombrie când vine zăpada cu ei? Din contra, Mihăiță Zanfirescu a zis că să facă semestrul 1 sau 2. Niciodată în semestrul 4. La ședința viitoare, eu o chemăm pe doamna contabilă că eu așa am primit informații. Eu nu pot să dau ordini, să mute prognozele de pe buget. Prognozele pe buget nu pot să le mute cum vreau eu. S-a spus că nu se poate în semestrul 4. Cum stabilit? Nu, cum să nu ia bani?
Cine o să nu ia bani? Dar trebuie, o chem să vă rezolve. Dacă totul s-a alocat, haideți să-i dăm unul să-și fac treaba. Din omule, am înțeles că prognoza, ce o zis doamna, e împărțit pe trimestri, pe priorități, pe proiecte, ce să plătești. De-aia o stabilim. Că trebuie aviz acum, nu mâine. Că banii sunt limitați. Domnul primar, ați primit voi informare pe mâine pe situație de urgență când v-ați sunat sirenele? Sau din ianuarie, de la televizor. Nu am primit scris nimic. Am văzut la televizor. Cum, dar o cât pe site este? Este pe site, dar nu mi s-o comunicat. Dar fiecare miercuri era, băi, înainte. Băi, avem. Miercuri în prima zi. Trebuie informat. Știi, eu înțeles.